începem o slujbă de mulțumire pentru toate binefacerile pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra familiilor românești. Binecuvântată este Dumnezeu nostru, totdeauna și în vremea și în vecii vecilor. Sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cei din grea. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii domnii. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta ne rugăm, Ție auzi-ne și ne miluiește. Domn, miluiește, Domn, miluiește, Domn, miluiește. Încă ne rugăm, Dumnezeu, ca să primească într-un jertfenicul Său cel mai presus de ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră cerea cu nevinicilor robilor Săi și cu îndurare să ne miluiască pe noi și să nu se întoarcă la mulțumirea și rugăciunea noastră pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacele pe care le-am primit de la El, ci caută voi cu cuvânt miros și ca de tot bine primită să fie. Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Cu milostirile rugăciunilor robilor Tăi, Doamne, și ai arătat lor marea Ta iubire de oameni, de cursul celor 50 de ani de împreună viețuire, așa și de cum înainte, neplecându-i cu vederea, împlinește spre slava Ta toate bune dorințele binecredinților și robilor Tăi și arată spre noi toți mila Ta cea bogată, trecând cu vederea greșirea noastră, rugăm Ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și Ție mărire înălțăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte! Zisa Domnul către ucenicii Săi, aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă că cel care va zice muntele acestuia, ridică-te-și de aruncă în mare și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ce se zice se va face, orice va zice el se va face. De aceea vă spun vouă toate câte cereți când vă rugați să credeți că le veți lua și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Căci dacă voi nu veți ierta nici Tatăl vostru cel din ceruri, nu va ierta greșelile voastre. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubirea de oameni neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu tremur, care ești rog nevrinși și netrebnici, cu milință mulțumim bunătății Tale pentru binefacerile care au fost asupra robilor Tăi, Vasile și Maria, Alexandru și Catinca, Ioan și Aurica, Benone și Valeria, Constantin și Maria, Gheorghe și Virginia, Lazar și Elena, Gheorghe și Elena, Constantin și Mariana, Pavel și Maria, Gheorghe și Catinca, Gheorghe și Ileana, Iftimie și Ileana, Ioan și Tinca, Grigore și Ana, Constantin și Maria, Gheorghe și Elena, Dănuță și Maria, Ioan și Vladimira, Mihai și Drăgana, Gheorghe și Rodica, Mihai și Profira,
Ioan și Elena, Ștefan și Casandra, Nicolae, Dorin și Maria, Petre și Maria, Costache și Elena, Iacob și Lidia, Mihai și Constanța, Ioan și Maria, Ioan și Elena, Gheorghe și Elena, Dumitru și Maria, Constantin și Maria, Vasile și Maria, Ioan și Emilia, Constantin și Lucia, Aristotel și Elena, Mircea și Maria, Constantin și Virginia, Nicolae și Antonia, Ioan și Emilia, Gheorghe și Maria, Grigore și Angela, Vasile și Maria, Vasile și Maria, Ioan și Dana, Adriana, Gheorghe și Elena, Vasile și Elena, Vasile și Erica, Gheorghe și Cornelia, Nicolae și Elena, Constantin și Maria, Vasile și Elena, Costică și Maria, Pavel și Elena, Mircea și Maria, Teodor și Corina. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăbiți că stăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nevipspusă a ta milostivire, ca precum ai binevoita primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ai îngrădicit a li se plini cererile. Așa și de acum înainte învrednicește a sfârșit într-o dreaptă credință, în dragoste către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și ne învrednicește pe toți totdeauna grei și a cântație și celui fără de început al tău, Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru căciune preacurate magii sale, ale înainte Mergătorului și Botezătorului Ioan, ale Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Ocrotitorul nostru și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni. Vido! Amin! Robile lui Dumnezeu, ce au plinit 50 de ani de împreună viețuire și sunt de față, Domnului primarul stăritorilor, administrației publice a municipiului Robandăre, Doamne, ține îndelungate cu bună sporire și pace și păzește pentru mulți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani. Hristoase, Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Vorba nu de sărăcia omului, doar atât vă urăm la mulți ani să ne fiți exemple în continuare, să ne fiți pildă prin ceea ce ați realizat și veți realiza de acum încolo. Vă mulțumim pentru că ați ridicat acest oraș, dumneavoastră, ni l-ați adus în acest stadiu de care, în care să ne bucurăm de el și vă mai mulțumesc în numele ostenitorilor altarelor că de la dumneavoastră am învățat cei din generația mea credința și buna cuvință. La mulți ani! Thank you.
Vă rog, luați loc. Luați loc. Ziua domnilor, mă bucur să ne revedem, mai ales că astăzi avem de-a face cu un eveniment deosebit pentru dumneavoastră. Un eveniment care a început să devină tradiție, aniversarea 50 de ani de căsătorie și așa cum facem în fiecare an, la fiecare sfârșit de an, scoatem în evidență ceea ce mai avem mai frumos în comunitatea noastră și vreau să vă felicit în primul rând pentru faptul că dumneavoastră sunteți dovada vie a faptului că în armonie, în înțelegere și în bună conviețuire putem să ridicăm familia la rang de virtute și vreau să vă felicit încă o dată pentru acest lucru. Dumneavoastră, așa cum spunea și părintele, sunteți practic un exemplu pentru noi cei mai tineri, un exemplu demn de urmat, niște oameni respectați în societatea noastră, în comunitatea noastră și așa cum îmi place mie să spun de fiecare dată că noi în comunitate, dacă reușim să aducem fiecare dintre noi ceea ce avem mai bun din noi, putem vorbi întotdeauna de o comunitate frumoasă, o comunitate deschisă, o comunitate în care cu toții să trăim în armonie și în bună înțelegere. Vă felicit încă o dată pentru frumoasa vârstă de căsătorie pe care o petreceți în acest an și la care sunt foarte fericit să o putem petrece împreună. Și în cele ce urmează propun să începem oficierea propriu-zisă acestei căsătorii, a 50 de ani de la căsătorie și să rămânem împreună cu câte o amintire frumoasă de la acest eveniment și, bineînțeles, încă o urare mereu să-i avem cu toții și, în special, dumneavoastră pe cei dragi alături, pentru ca împreună să ne bucurăm de viața în orașul nostru. Felicitări încă o dată, la mulți ani tuturor și în cele ce urmează am să-i rog pe colegii mei să vă strige pe fiecare dintre dumneavoastră astfel încât să începem activitatea propriu-zisă. Vom deschide ceremonia cu familia Maria și Vasile a Dăscăliței, pe care îi invităm în față, alături de noi. Se pregătește familia Catinca și Alexandru Alexa. Facem poză la brăduțul din dreapta. Urmează familia Aurica și Ioan a Petri. Se pregătește familia Valeria și Benone Arghiropol. Aici,
se pregătește familia Virginia și Gheorghe Băisan. Se pregătește familia Elena și Lazar Bârsan. Dacă nu este Elena, familia Elena și Lazar Bârsan, se pregătește Mariana și Constantin Buzuliac. Se pregătește familia Maria și Pavel Călin. Dacă nu este familia Maria și Pavel Călin, urmează familia Ileana și Gheorghe Chirica. Se pregătește familia Ileana și Iftimie Cioban. Se pregătește familia Tinca și Ioan Cioban. Urmează familia Maria și Constantin Cojocaru. Urmează familia Elena și Gheorghe Cosma. Domnul?
Se pregătește familia Maria și Dănuță Crețu. Se pregătește familia Drăgana și Mihai Dediu. Se pregătește familia Rodica și Gheorghe Dinu. Urmează familia Elena și Ioan Drăgușanu. Se pregătește familia Cassandra și Ștefan Duca. Se pregătește familia Maria și Neculai Dorin Enache. Maria și Petre Gălățanu. Ce dumneavoastră familia? Doamne, aici privind? Doamne? Se pregătește familia Elena și Costache Gălbează. Familia Lidia și Iacob Goșman. În continuare, familia Constanța și Mihai Gotcă. Thank you.
domnule Mărgan. În continuare, familia Maria și Ioan Grigoraș. Se pregătește familia Elena și Gheorghe Hulea. Se pregătește familia Maria și Dumitru Huma. În continuare, familia Maria și Constantin Ilieș. Se pregătește Maria și Vasile Lebărdă. Familia Maria și Vasile Lebărdă. Urmează familia Lucia și Constantin Marișcă. Urmează familia Elena și Aristotel Maxim. Se pregătește familia Maria și Mircea Moraru. Thank you.
Urmează familia Virginia și Constantin Neagu. Urmează familia Antonia și Nicolae Nicu. Familia Antonia și Nicolae Nicu. Se pregătește familia Emilia și Ioan Pârvu. Familia Emilia și Ioan Pârvu. În continuare, familia Angela și Grigore Popa. Familia Angela și Grigore Popa. Singurel? Cum de? Da? Ok, dar eu sunt partea mea. Ca să facem un cuvânt împreună, ca să vadă ce-o pierdut. Se pregătește familia Maria și Vasile Popa. Se pregătește familia Maria și Vasile Postolache. Urmează familia Elena și Gheorghe Rotaru. Se pregătește familia Elena și Vasile Solomon. Se pregătește familia Erica și Vasile Stan. Da? Așa. Hai să facem un colț. Ușor. Nu suntem
Urmează familia Cornelia și Gheorghe Stoica. Familia Cornelia și Gheorghe Stoica. Se pregătește familia Elena și Nicolae Stoleriu. Elena și familia Elena și Nicolae Stoleriu. Dacă nu, familia Maria și Constantin Stoleru. Se pregătește familia Elena și Vasile Șerban. Se pregătește familia Maria și Mircea Vandala. Se pregătește familia Elena și Pavel Ursache. Se pregătește familia Corina și Teodor Veleșcu. Cei care nu au fost strigați, vă rugăm să fiți atenți pentru că o să reluăm numele familiilor. Familia Maria și Constantin Băietanu. Familia Elena și Gheorghe Buză. Familia Elena și Lazar Bârsan. Thank you.
familia Ana și Grigore Ciocan. Dacă vă dați venit să avem o amintire, nu? Familia Drăgana și Mihai Tetiu. Familia Profira și Mihai Tinu. Familia Elena și Ioan Drăgușanu. Familia Elena și Ioan Hâbea. Familia Ioan și Emilia Lițcanu. Familia Antonia și Nicolae Nicu. Familia Maria și Gheorghe Pintilie. Familia Cornelia și Gheorghe Stoica. Familia Elena și Nicolae Stoleriu. Și ultima, familia și Maria, familia Maria și Costică Țăruș. Vă dorim petrecere frumoasă!